Lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, urcând Iisus spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei 12 discipoli și le-a spus pe drum: Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor. Îl vor condamna la moarte, îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit. Dar a treia zi va învia. Atunci s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. El i-a zis: Ce vrei? I-a spus: Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga în împărăția ta. Atunci Iisus, răspunzând, a zis: Nu știți ce cereți? Puteți să beți potirul pe care am să-l beau eu? I-au spus: Putem. El a zis: Potirul meu îl veți bea, însă a sta la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu. Când au auzit ceilalți 10, au fost cuprinși de indignare față de cei doi frați. Dar Iisus, chemându-i, le-a zis: Știți că cei care conduc neamurile le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru, și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru, așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Cine vrea să fie mare între voi, să fie sclavul vostru. Dragă Părinte Robert, iubiți frați și surori în Hristos, continuăm itinerariul nostru de descoperire a diferitelor aspecte care privesc viața noastră și mai ales vocația pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și după ce am înțeles că am primit cu toții o vocație la viață, la o viață rodnică, după ce am descoperit că din această viață nu poate să lipsească milostivirea pe care Dumnezeu o împărtășește de atâtea ori inimii noastre, după ce data trecută, vinerea trecută, am descoperit care este pericolul ce ne pândește atunci când nu răspundem chemării lui Dumnezeu și nu trăim iubirea față de fratele nostru cu responsabilitate, azi vă invit să descoperim un alt aspect al vocației noastre, o altă exigență, care este luată tocmai din textul evanghelic pe care l-am auzit proclamat, slujirea. Cine vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor, ne spune Mântuitorul. Ioan și fratele lui, Iacob, îi cer Mântuitorului în textul evanghelic de astăzi să le rezerve lor locurile cele mai presus în împărăția cerurilor. Însă Mântuitorul îi corectează și le spune că, de fapt, logica de pe pământ nu se transpune în ceruri, pentru că pe pământ se trăiește altfel și ne învață, de fapt, cum să trăim pe pământ. Între voi să nu fie așa. În om există însămânțată o dorință de măreție. În fiecare om este înnăscută această dorință de a fi mai mare și Mântuitorul nu o contestă. Nu contestă acest lucru, nu dorește ca omul să trăiască fără pasiune, să trăiască fără dorință, să trăiască fără să se realizeze. Însă Mântuitorul dorește ca această dorință de a fi mai mare să se convertească, să se convertească în slujire. Pentru că a fi sfinți nu înseamnă a trăi fără pasiune, ci a ne converti pasiunea. Înseamnă a pune toate resursele noastre în slujba fericirii,
a fericirii noastre, dar și a celorlalți, a împărtăși cu ceilalți, a dărui, și aceasta este slujirea. Și ca să înțelegem mai bine, vă invit ca în această seară să facem un itinerariu printr-o carte minunată din Vechiul Testament, Cartea Esterei, care ne prezintă istoria acestei regine a Persiei, evreică la origine, și a unchiului său Mardoheu, care au salvat la un moment dat poporul israelit de mânia mai marelui demnitar al Imperiului Persiei, Aman. Și istoria acestei regine începe cu luarea în posesie a tronului acestui imperiu persan de către Artaxerxe, marele rege al perșilor. Acesta și-a repudiat soția și și-a căutat o soție prin întreg imperiul și dintre toate a ales-o în mod minunat tocmai pe Estera, o femeie evreică. Însă, la dreapta Esterei, sau mai bine zis, în umbra ei, stă un alt personaj, stă Mardoheu, un om politic, un om care slujește la curtea regelui, însă se diferenția de toți ceilalți, pentru că în acel climat de decădere a credinței, Mardoheu a fost cel care a păstrat credința dreaptă și a refuzat să-și plece genunchiul în fața puterii. De fapt, a refuzat să încalce legea lui Dumnezeu pentru a sluji regelui Persiei. Iar acest lucru i-a adus indignarea lui Aman, cel care era mâna dreaptă a regelui Persiei. Și în această figură a lui Mardoheu, omul politic cu coloană vertebrală dreaptă, în alegerile sale care sunt duse la extrem, putem să vedem un lucru de care avem și noi cu toții nevoie astăzi în slujirea noastră de fiecare zi. Privind la lumea politică și socială care ne înconjoară, ne dăm seama că avem nevoie de oameni politici, de oameni care să se implice în viața socială și care să fie verticali, care să nu se plece în fața puterii, de orice culoare ar fi ea. În fața circului care se perindă de multe ori în ochii noștri, ne dăm seama că avem nevoie de astfel de oameni care să nu irosească banul public, care să nu îl folosească în scop propriu, să nu îl fure doar cu gândul că o fac cu acte în regulă sau nesimțindu-se vinovați pentru că alții fură mai mult decât ei. Și simțim parcă urgentă implicarea creștinilor în acest câmp politic și social. Simțim nevoia ca să transpunem în fapte, în adevăruri, ceea ce Dumnezeu ne dă prin Evanghelia sa. Să transpunem în adevăruri de dreptate și de echitate adevărurile evanghelice pe care le primim de la Mântuitorul nostru. Pentru că altfel riscăm să pierdem acea dimensiune a noastră, a creștinilor, pe care o avem încă de la Mântuitorul nostru lăsată, aceea de ferment, de a fi sare a pământului. Doar comportându-ne noi și cei care primesc astfel de funcții în spațiul public cu demnitate și cu transpunerea valorilor morale în ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi, doar astfel putem să devenim ferment al lumii în care ne aflăm. Spunea Papa Benedict la un moment dat într-o carte de a sa, de pe vremea când era cardinal, că misiunea creștinului de astăzi este asemenea sării. Nu vor fi mulți creștini autentici, însă cei care sunt trebuie să fie cei care să dea gust societății, cei care să facă ca această societate să dospească, să devină mai prosperă, să fie mai atentă față de cei nevoiași, față de cei săraci. Iar Mardoheu, cel care trăiește astfel, trăiește în mod autentic vocația sa, reușește să ceară și celor din jurul său, în special Esterei, să facă la fel, să trăiască în mod autentic misiunea sa. Și o invită să facă gesturi riscante, o invită să meargă la rege, să intre pentru a cere salvarea poporului său. Și îi amintește Mardoheu, de fapt, despre drumul pe care Dumnezeu a purtat-o pentru a ajunge regină,
Îi aduce aminte de sărăcia și de mizeria care au existat la începutul vieții sale și de treapta regală pe care se află acum. Și putem spune că Mardoheu se comportă aici ca un adevărat animator vocațional, adică se comportă asemenea unui om care dorește să-l determine pe cel de lângă el să aleagă drumul cel bun în viață, slujește vocației Esterei și încearcă să îi introducă în sufletul ei acel dubiu, dacă nu cumva Dumnezeu a condus-o acolo tocmai pentru a interveni în acel moment. Și Mardoheu o ajută pe Estera să descopere, de fapt, principiul esențial al vieții. Cu cât primim mai mult, cu atât trebuie să fim capabili să dăruim mai mult. Ceea ce înseamnă că viața noastră este un dar și aceasta este gramatica oricărei vieți umane. Viața umană este un dar. Un dar pe care îl primim și care, prin natura sa, trebuie să fie un dar dăruit apoi, un dar pus în slujba celorlalți, un dar care să slujească binelui celorlalți, indiferent cine ar fi aceștia. Însă, repet, Mardoheu are curajul să îi ceară Esterei această verticalitate și acest curaj, tocmai pentru că el a fost primul care a trăit dreptatea și nu s-a plecat în fața puterii. Este o învățătură pe care trebuie să o luăm și noi pentru sufletul nostru. Vom reuși să-i conducem pe cei de lângă noi pe drumul cel drept doar în măsura în care noi mergem pe acel drum, doar în măsura în care noi trăim în mod autentic vocația noastră, de soț sau de preot sau de persoană consacrată, doar în aceeași măsură vom reuși să îi determinăm pe cei care vin după noi să facă alegeri autentice și să trăiască și ei în mod autentic vocația lor. Însă Estera se teme, se teme că își va pierde viața, însă dă curs invitației lui Mardoheu și în fața temerii pune de fapt binele suprem. În fața încălcării unei legi a curții regale, Estera pune binele pe care putea să-l dobândească și spune: mă voi duce la rege, chiar dacă aceasta va însemna să încalc legea și dacă va fi să îmi pierd viața, așa va fi. Este, dacă vreți, diferența între alegerile pur umane și alegerile creștine. Atunci când alegem ca oameni, stăm să calculăm cât avem de câștigat, ce avem de pierdut, ce riscuri ne pasc în viața noastră. Însă atunci când alegem în calitate de creștini, când îl băgăm și pe Dumnezeu în ecuația vieții noastre, atunci alegerile noastre vor merge împotriva oricăror riscuri și nu vor fi frânate de nicio consecință care ar putea să ne aștepte. Aceasta pentru că ne încredem în Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care ritmează viața noastră. Estera se încrede în Dumnezeu și la acest punct găsim în Cartea Esterei o minunată rugăciune, o rugăciune care vorbește despre inima slabă, dar care se încrede în mod total în Dumnezeu. Sunt singură, spune Estera, îi spune lui Dumnezeu, și n-am pe nimeni altcineva în afară de Tine, Doamne. Și tocmai această singurătate creează acel climat în care Dumnezeu intervine. Pentru că, ne spun Scripturile, singurătatea omului îl atrage pe Dumnezeu, îl atrage într-un mod irezistibil și îl determină să intervină în viața celui care îl alege pe el. Îl determină să intervină cu mâna sa mântuitoare în viața Esterei și devine mântuire atât pentru ea cât și pentru poporul ales. Este un aspect minunat al credinței noastre, de care trebuie să fim conștienți de fiecare dată când suntem puși în fața alegerilor. Însă mai este un alt versant al credinței. Dacă încrederea în Dumnezeu este ceva normală pentru noi creștinii, pentru noi care credem, există și versantul uman al credinței. Estera nu se încrede doar în Dumnezeu, dar se încrede și în Mardoheu, cel care o sfătuiește.
și este medierea umană a oricărei vieți. Estera reușește să se încreadă în om pentru că se încrede cu adevărat în Dumnezeu, sau invers, se încrede cu adevărat în om pentru că Dumnezeu este la baza credinței sale, Dumnezeu este întreaga sa speranță și nu are cum să nu creadă în Cel care este de partea lui Dumnezeu. Și atunci este capabilă să vadă în Mardoheu, în sfaturile pe care acest om înțelept le dă, este capabilă să vadă acel glas care să o ajute să descopere drumul vocației sale. Dacă vreți, aceasta este istoria oricărei vocații, pentru că unul fiecare dintre noi, atunci când am ales drumul nostru în viață, ne-am lăsat conduși de semenii noștri. Am văzut în sfatul semenilor noștri o mediere a voinței lui Dumnezeu. Iar acest lucru trebuie să-l acceptăm, să fim conștienți de el, să ne încredem în ceea ce cei de lângă noi ne sfătuiesc, pentru că este un element esențial al vieții noastre de credință. Dar în același timp trebuie să fim și semne ale vocației pentru cei care sunt lângă noi, pentru cei care așteaptă de la noi un sfat sau un îndemn pentru drumul lor în viață. Această încredere în om și în medierea lui în viața vocațională se poate regăsi în orice chemare, în orice vocație. Spre exemplu, atunci când o persoană dorește să se consacre lui Dumnezeu și alege să intre în mănăstire, alege să intre într-o comunitate de frați sau de surori, își dă seama că intră într-o comunitate în care nu găsește cei mai desăvârșiți oameni, oamenii cei mai buni de pe fața pământului, însă acceptă să străbată drumul vieții sale, drumul său vocațional, împreună cu acei oameni care devin mediere a voinței lui Dumnezeu pentru cel care dorește să se consacre lui. Iar această încredere, încredințare în mâinile omului este și mai evidentă în viața de familie, atunci când acest raport se joacă doar cu o singură persoană. Ce înseamnă oare acele promisiuni pe care dumneavoastră cei mai mulți le-ați făcut în ziua căsătoriei, de fidelitate, de onoare, de respect, dacă nu această încredere în mod total în cel pe care l-ați ales sau cea pe care ați ales-o pentru a străbate drumul vieții? Pentru că de atunci înainte, întreaga viață, medierea de a-L găsi pe Dumnezeu și de a trăi credința este în persoana cu care v-ați căsătorit, în persoana pe care ați ales să o slujiți și de care să vă lăsați slujiți. Cine vrea să fie cel mai mare dintre voi, să fie slujitorul vostru. Ne spune Mântuitorul astăzi, vocația noastră la slujire nu este opțională, ci este obligatorie dacă vrem să împlinim cu adevărat planul lui Dumnezeu în viața noastră. Nu putem să trăim luptând doar pentru primul loc, luptând doar pentru glorie, luptând doar pentru onoare, pentru că toată această luptă s-ar putea să transforme sufletul nostru într-un suflet inuman, s-ar putea să ruineze viața noastră. Însă a sluji, a-ți pune calitățile în slujba celuilalt, a ieși în întâmpinarea celui care are nevoie de tine, este dimensiune esențială a vieții noastre. Să-i cerem Mântuitorului nostru astăzi, ca privind la El, Cel care s-a făcut slujitorul nostru al tuturor, să nu ne mai fie teamă de slujire, să nu ne mai fie teamă să ne plecăm genunchiul în fața celui care are nevoie de noi, să înțelegem că noi ne împlinim vocația de soț sau de soție, de persoană consacrată, de preot, doar slujindu-i pe cei de lângă noi, pe cei care ne sunt aproape. Doar astfel vom găsi împlinire în viața noastră. Și slujirea va aduce acea mulțumire inimii noastre, astfel încât vom fi capabili zi de zi să trăim luminoși, să trăim cu sufletul senin, fără a ne gândi vreodată că ne lipsește primul loc în viață.